Όπως σου έλεγα, Βαρβάρα. Σα cum îți spuneam, Varvara, Hristos este viața noastră, este paradisul nostru. Dacă Hristos este Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, ce paradis poate exista mai frumos și mai bun decât acesta? De aceea și trebuie să-L mărturisim. A-L mărturisi pe Hristos este o mare virtute. Hristos a zis, cine mărturisește despre mine înaintea oamenilor, voi mărturisi și eu despre el înaintea Tatălui meu și a tuturor îngerilor. Cleopatra, dacă mărturisirea lui Hristos înaintea oamenilor este atât de importantă, atunci imaginează-și ce răsplată vor avea cei care îl mărturisesc pe Dumnezeu. Tu ce spui? Eu nu sunt decât o servitoare a Tatălui tău. Te-am învățat despre creștinism, dar tu ai foarte mult entuziasm și asta mă sperie. Ce te sperie, Cleopatra? Vorbește. Spune-mi. Nu știu, nu știu. Trebuie să ne grăbim. Ia uite-te la lună, e târziu. Ai dreptate să ne grăbim. Acolo, pe acolo. Dioscure, de brepi ne-a tocat sumele. Dioscure, nu trebuie să-l prietem pentru nimic în lume. Trebuie să fim atenți. Tu vin aici, du-te și taie calea. Încet, cu mare grijă. Adu-mi arcul. Dacă nu-l prindem, diseară petrecerea noastră s-a dus. Așa că lasă problemele și afacerile și haide să-l găsim. Eu, prietene, alte gânduri am în minte. Pe Zeus, nu știu ce să fac. De ce? Ai probleme cu sclavii tăi? Nu-ți muncesc? Dioscure, o să avem diseară o petrecere grozavă. Îmi dați și mie un fruct. Fugi de aici. De ce îl lovești? Liniștește-te, pretoriane.
Să mergem. Să văd ce-ți lipsește. Nu-mi lipsește nimic, tată. Cred că am chiar mai mult decât îmi trebuie. Și rangul tatălui tău, datorită acestuia, toți îl iubesc și îl apreciază și îl respectă. Acest rang nu m-a salvat astăzi, mamă, de lovitura unui pretorian. Cine a îndrăznit să ridice mâna asupra ta și de ce? Nu are importanță. Cineva care mă cunoaște sau care mă simpatizează a intrat la mijloc și m-a salvat. Adevărat? Cine a îndrăznit să ridice mâna asupra fiicei eparhului? Dioscure, dacă aș fi în locul tău, aș căuta imediat vinovatul. Da, când e vorba de fiica voastră, sunteți gata imediat să cercetați și să pedepsiți. Cine însă îi va apăra pe zecile de oameni pedepsiți și biciuiți în acest oraș? Taci, fiica mea, taci! Nu-ți uita drepturile! În lume există o ordine și o ierarhie și fiecare respectă regulile jocului. Zeilor mari, până când vom vedea credința nazarineanului răspândindu-se? Întăriți-ne ca să-i zdrobim, învredniciți-ne ca să-i ștergem de pe fața pământului. Mama, de unde ai florile? Mamă, cu voia ta aș vrea să fac o plimbare cu Cleopatra în Iliupoli și m-am gândit să culeg câteva flori. Îți plac? Foarte frumoase. Poți să mergi. O plimbare îți va face bine. N-aș vrea însă să întârzi.
Ei sunt martirii noștri, sunt duși la locul de pedeapsă. Dumnezeu să le dea putere și curaj să îndure chinurile. Mărite, te ascult. Oamenii aceștia au mărturisit că sunt creștini. I-am prins ducându-se în catacombe și i-am întrebat ce au mărturisit. Ce au mărturisit? Că într-adevăr sunt creștini. Voi ce aveți de spus în legătură cu ce ați auzit aici? Da, într-adevăr suntem creștini. Nu avem nimic de ascuns și nu ne temem de nimic. Nu vă temeți de nimic? Foarte bine. Stați puțin să vedem dacă nu vă temeți de nimic. Împărate, te ascult, eparhe. Acum când veneam, am trecut prin grădina cu lei. Leii noștri nu au luat încă masa și sunt înfometați. Ce îți spune dacă i-am trimite la lei pentru micul dejun? Fă cum crezi, eparhe. Acești câini sunt la dispoziția ta. Moarte, moarte lor. Trebuie să nimicim credința lor. Trebuie să-i distrugem pe creștini. Ei sunt dușmanii mei. Sunt dușmanii mei încă din pântecele mamei lor. Nu pot să respir aerul pe care respiră și creștinii. Moarte lor! Ia, vină încoace, micuțule. Ia spune-mi, crezi și tu în Hristos? Da. Și nu ți-e frică de moarte? Nu. O să mor, nemernicule. Te voi arunca leilor și o să te rupă în două. Dați-i pe toți leilor. Luați-i de aici. Un moment. Un moment. Comandante, pe cel mic să-l băgați la închisoare și să nu-i dați mâncare timp de 3 zile. Ai înțeles? Da, eparhie. Am eu un plan. Când cineva crede în Dumnezeu, din slab și neputincios devine puternic și cu puterea normală. Cu puterea normală? Nu pot să înțeleg. Cu credința aceasta poate să mute chiar și munții. Atât de puternică e?
și încă și mai mult. Poate vreodată oamenii vor inventa mecanisme ca să poată mișca munții din loc. Când cineva crede în Dumnezeu, atunci n-ar schimba dragostea pentru Dumnezeu pe tot aurul și toate diamantele din lume. Dacă fiecare om are o valoare materială, un preț pentru care s-ar vinde, asta nu e valabil pentru omul lui Dumnezeu. Asta îmi vine greu să înțeleg. Deci, Varvara, vrei să spui că dacă ți-ar dărui cineva tot aurul din lume, nu ți-ai schimba credința în Hristos? Nici dacă mi-ar dărui și cerul și pământul la oaltă. Nu te văd prea bine. Văd că foarte curând te vei confrunta cu cel mai mare prigonitor al creștinilor. Cu cine? Împăratul? De ce merge așa departe? Pe cine numește orașul Iliupoli prigonitorul creștinilor? Pe cine altcineva decât pe tatăl tău, Varvara? Să fii sigură că prin felul în care te comporți și cu atitudinea pe care o ai, azi sau mâine îl vei confrunta pe însuși tatăl tău, Dioscuros. Știu lucrul acesta foarte bine. Așa cum a spus și Hristos în învățăturile sale, se vor ridica împotriva voastră toate stihiile, cunoscuții voștri, cei din familiile voastre vor deveni dușmanii voștri, fiindcă voi iubiți adevărul. Cine iubește pe tatăl lui sau pe mama lui mai mult decât pe mine, acela nu mă iubește pe mine. Pentru cine s-a sacrificat Hristos? Pentru cine s-a răstignit? Pentru noi, pentru păcatele noastre, pentru răutățile noastre împotriva aproapelui nostru. A luat toată greutatea și responsabilitatea asupra Lui și a murit pentru noi. Astfel, ce rost ar fi avut jertfa Lui? Dumnezeu era, n-ar fi putut spune, nu mor, căci doar Dumnezeu era și era fără de moarte. Bine ai venit, Dioscure. Ce s-a întâmplat? Bună seara. Ce noutăți ne-ai adus, tată? Astăzi arăți foarte bine. Uitasem să vă spun. Am poruncit meșterilor să construiască în grădină o baie. Se obișnuiește mult în Atena și la Roma. O baie. Foarte bună idee. Foarte bună și foarte folositoare. Ia spune-mi, de ce ești așa? La ce te gândești? Mă gândesc că pentru curățirea trupului ne îngrijim să avem o baie frumoasă și luxoasă. E foarte bine, dar pentru curățenia interioară, care are și cea mai mare importanță, ce facem? Lumea noastră interioară nu o curățim cu apă, draga mea, ci cu vin. Văd că ai crescut și că ai început să ai grijile potrivite vârstei. Nu, tată, nu înțelegi despre ce vorbesc. Vreau să spun că partea interioară are mai multă importanță, dar noi ne îngrijim mai mult de cea exterioară. Ce folos are cineva care spală paharul pe din afară, dar pe dinăuntru îl lasă murdar? Varvara, te rog, sunt foarte obosit. Lasă-mă, nu pot să te ascult, nu pot continua această discuție astăzi. Păcat, tată, mi-aș fi dorit mult să avem această discuție. Tu nu poți să mă înțelegi. Cum te cheamă, micuțule? Mă cheamă Marcu. Se pare că ești băiat bun. Eu sunt creștin. Bine, bine, liniștește-te. S-au dat de mâncare astăzi? Nu. Deci ți-e foame, nu-i așa? Ai vrea să mănânci o prăjitură? Vrei? Da. Vrei, nu-i așa? Bine, îți voi da multe, multe prăjituri. Dar, Marco, nu mi-ai spus, oare nu ești din Iliupoli? Ba da. Dacă îmi spui unde se află catacombele creștinilor din Iliupoli, îți voi da multe, multe prăjituri.
Am înțeles. Vrei să afli unde sunt catacombele ca să-i închizi pe creștini. Nu-ți spun. Nu, nu acesta e scopul meu. Vreau să devin și eu creștin. Tu m-ai lăsat să mor de foame. Ești un om prea rău ca să devii creștin. Nu-ți spun. Ei, atunci stai aici și ești să mor și tu. Iuliana, vin de la închisoarea unde sunt închiși creștinii. Acolo se află un copil pe nume Marcu, pe care l-au lăsat fără mâncare și acum încearcă să-l ademenească cu prăjituri ca să le spună unde se află catacombele din Iliupoli. Du-te și spune-le celorlalți creștini să nu se adune în catacombe până când voi veni eu să vă aduc vești. Plec imediat, dar este foarte departe. Eu trebuie să mă întorc la slujba mea, tu fă cum știi. Ei, o să aibă grijă Dumnezeu. Copii, ce faceți aici? Ne jucăm un joc. Să mă joc și eu? Știu un joc cu pești. Cel care va desena cel mai frumos pește, mâine când voi trece pe aici, îi voi da un cadou. Hai să începem. Încep eu prima? Știu și eu să desenez pești. Știu ce înseamnă ichthys. Iota de la Isus. Chi de la Hristos. Theta de la Theos, adică Dumnezeu. Ipsilon de la Ios, adică Fiul lui Dumnezeu. Și Sigma de la Sotiras, adică Mântuitorul. Cleopatra, ne urmărește cineva? Nu, nu este nimeni. Să ne închinăm și să plecăm. Cleopatra, știi că nu-mi plac deloc aceste ascunzișuri. Adică ce vreți să spuneți? Într-adevăr îmi este rușine. Vreau să mărturisesc că sunt creștină, ca să afle toți. Nu mă interesează dacă aceasta mă va conduce la chinul și la moarte. Dimpotrivă, îmi doresc foarte mult. Aș vrea să vorbesc liberă despre Hristos. Doamna mea, aceasta nu e treaba noastră, ci să fim smerite. Dacă Dumnezeu consideră că suntem vrednice de aceasta, atunci ne va chema lângă El. Însă acum trebuie să luptăm pe ascuns. Cleopatra, ne urmărește cineva? Da, vine cineva. Să-l lăsăm să o ia înainte.
Te ascult, comandante. Eparhie, am făcut ceea ce mi-ați cerut, dar micul creștin a refuzat să mărturisească. Mai încearcă o dată și vin o să-mi spui. Hristos este Tatăl nostru, este iubirea, este adevărul, este lumina. Acesta ne va dărui viața veșnică, adică adevărata viață. Nu în viața aceasta pământească pe care o trăim acum, ci în lumea cealaltă vom cunoaște adevărata viață, adevărata iubire, pe adevăratul nostru Tată. Mă străduiesc să vorbesc părinților mei despre Dumnezeu, dar degeaba. Inimile lor sunt tari ca și pietrele la care se închină. Nu te dezlădăjdui, va avea grijă Dumnezeu. Surorile mele, oare nu este de necrezut să se roage oamenii la idoli care nici nu aud și nici nu vorbesc și să-i numească zei? Așa este, doamna mea, sunteți învățată și inteligentă și înțelegeți foarte bine toate lucrurile. Spuneți-mi, vă rog, cum puteți să ne numiți surorile voastre pe când noi suntem doar niște sclave? Cum poate un stăpân să numească pe sclavul său fratele său? Nu vă jignește acest lucru? Nu deloc. Și vrei să știi de ce? Da, dacă doriți. Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său, care s-a făcut om ca și noi. Și nu i-a fost rușine să ne numească frații Lui, pe cum a spus Sfântul Apostol Pavel. Atunci eu de ce m-aș rușina să vă numesc surorile mele? Dar voi îl iubiți pe Hristos? Nu, dacă află stăpânul nostru, tatăl vostru, ne va tăia capetele. Merită cineva să moară pentru iubirea lui Dumnezeu. Această moarte are cea mai mare valoare în lume. Nu-i așa, Elena? Mie mi-este frică, doamnă. Respectele noastre, stăpâne, când credeți că va fi gata baia? Într-o lună sper să fie gata. Foarte bine, vreau să fie o treabă bună și dichisită. Da, bine, bine. La revedere și spor la treabă. Drum bun, stăpâne. Cleopatra, sunt la dispoziția dumneavoastră, doamnă. Vrei să mergem în grădină să vedem baia care se construiește? Da, să mergem. Cleopatra, ca niște creștine ce suntem, vom vedea această baie, dar ne vom gândi la cealaltă baie, cea a sufletului, care este spovedania, mult mai necesară. Acolo se spală sufletul, nu cu apă caldă, ci cu adevărate lacrimi de căință. Doamna mea, te admir, căci din lucrurile negative scoți învățăturile cele mai de preț pentru folosul duhovnicesc. Dar devii foarte îndrăzneață și mă tem, doamna mea. De ce te tem, Cleopatra? Nu știu. Mă tem pentru tine. Nu știu. Bună ziua. Bună ziua, doamnă, e onoare să vă vedem. Cum merge treaba? Bine, stăpână, facem tot ce putem să vă fie pe plac. Da, e frumoasă, dar de ce faceți numai două ferestre? Proiectul are doar două ferestre și așa ne-a poruncit și stăpânul, tatăl vostru. Eu am să vă rog să faceți trei ferestre și îmi iau răspunderea în fața tatălui meu. Dacă vă luați răspunderea în fața tatălui dumneavoastră, noi putem face și patru ferestre. Nu vreau să faceți patru, ci doar trei ferestre, fiindcă numărul trei este simbolic. Simbolic? Și ce simbolizează? Simbolizează Sfânta Treime. Prin aceste trei ferestre va intra lumina adevărată care va lumina toată lumea. Să
Δεν καταλαβαίνω. Για... Νου, 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 înțeleg. Για explicații. Adevăratul Dumnezeu este unul, dar are trei ipostasuri, trei persoane. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Dar cum? Dacă sunt trei persoane, cum este un singur Dumnezeu? E foarte ciudat. Să vă dau un exemplu ca să înțelegeți. Când se luminează, soarele iese ca un disc înroșit pe cer și atunci spunem, deschide fereastra să intre soarele. Când spunem asta, ce înțelegem? Că intră discul înroșit în casa noastră? Nu, lumina lui. Deci avem soarele și lumina lui. Vara, când soarele este foarte puternic și spunem că ne-a ars soarele, asta înseamnă că a coborât discul înroșit de pe cer și ne-a ars? Nu, normal că nu. Este vorba despre căldura lui. Foarte bine. Deci avem același disc, aceeași căldură și aceeași lumină. Putem atunci să spunem că avem trei sori? Ei, nu, normal că nu. Soarele este unul singur. Așa este, așa se întâmplă și cu Sfânta Treime. Avem pe Dumnezeu Tatăl, pe Dumnezeu Fiul și pe Dumnezeu Sfântul Duh, dar adevăratul Dumnezeu este unul. Pe mine personal nu mă interesează despre Sfânta Treime. Aș vrea ca Harul lui Dumnezeu să vă lumineze cândva mintea ca și lumina soarelui și să împrăștie negura. Cine știe, poate că odată această baie va contribui la slăvirea Sfintei Treimi. Poate va deveni o nouă baie a Siluanului, unde se vor vindeca mulți, sufletește și trupește. Cleopatra, hai să mergem să întipărim semnul cel bun, semnul Sfintei Cruci în marmura aceea. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dar cum ați făcut asta? Cu degetul moale s-a întipărit crucea pe marmură? Este imposibil. Spuneți-mi! Cum ați făcut asta? Spuneți-mi! Spuneți-mi, vă rog! Și dacă vă spun, tot nu înțelegeți. Hristos a zis, lucrurile pe care eu le fac și voi le veți face și încă și mai mari decât acestea. Ați înțeles acum? Nu. Și nici nu o să înțelegeți, deoarece acestea nu se pot explica nici logic, nici matematic și nici geometric, numai cu credința, dar pe care voi nu o aveți. Ah, Doamnă, mă tem cu adevărat. Ce citești, doamna mea? Uite ce spune. Pe unii i-au spintecat, pe unii i-au dat la fiare, pe alții i-au închis sau i-au biciuit. Este foarte emoționant pentru noi creștinii. Asta se întâmplă și în zilele noastre. Prigoană și iar prigoană. Aceștia sunt aleșii noștri, doamnă. Da, Iuliana, sunt oameni care au multă dragoste și multe virtuți și de aceea rezistă acestor chinuri. Uite ce zice mai departe. Πίστη Αβραάμ εν σκηνές κατοικήσεων, ότι επίστευεν εις την ουράνιον πόλη,
εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός. Πίστη μου εσείς, μέγας γενόμενος εις νήσα το λέγεστε, η Υιός τη γατρός Φαραώ. Πίστη διέβησαν την ερυθράν θάλασσαν ως διαξηράς. Λείψνε ο χρόνος διηγούμενος περί Γεδεών, Βαράκτε και Σαμψών και Ιεφθαέ, Δαβίδτε και Σαμουήλ και των προφητών. Αυτοί δια της πίστεως κατηγονήσαν το βασιλεία συνδικάστης των δικαιοσύνη. Επέτυχαν επαγγελιών, έφραξαν στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας. Respectele noastre, stăpâne. Zeii noștri să vă ajute să terminați cu bine. Văd că ați continuat destul de repede. Ne străduim să facem cum este bine. De ce trei ferestre? Nu v-am poruncit să faceți două, iar proiectul nu prevedea două. A trecut pe aici fiica dumneavoastră, Varvara, și ne-a poruncit să facem trei ferestre. Și-a luat ea răspunderea. A spus că vă va explica ea. Trei? De ce trei? Nu înțeleg. Ne-a spus că este un număr simbolic. Nu înțeleg. Nici noi nu înțelegem, stăpâne. Stăpâne, pot să vă întreb ceva? Crucea are vreo importanță pentru creștini? Da, se zice că este puterea lor împotriva demonilor. Pot să vă arăt ceva ciudat, stăpâne? Să văd. Cine a făcut aceasta? Cine a îndrăsnit? Nu eu, stăpâne. Degetul moalei al fetei dumneavoastră a întipărit acest semn și a spus că aici se vor vindeca toți bolnavii și a mai spus că aici se va afla o nouă baie a Siluanului. Acestea a spus, acestea am auzit, acestea vă spun. Ce a spus? Spuneți adevărul sau vă bate joc de mine? Sunt capetele voastre în pericol. Nu, stăpâne, adevărat vă spunem, de ce să ne punem capetele în pericol pentru o minciună? De altfel, nu avem niciun câștig să mințim. Mă voi întoarce și mai vorbim noi. Prietena mea, eu m-am hotărât. Azi mâine am să devin martiră. Pot să vin și eu cu tine, Varvara? Nu. Ai răbdare până când Dumnezeu va vorbi în inima ta. Ajută Biserica lui Dumnezeu ca să continue misiunea apostolică până când lumina învierii va lumina gândurile și inimile tuturor oamenilor. Hristos a zis, flăcări să ardă în voi. Inima mea deja s-a aprins. Arde în flăcări de dragul martiriului. Nu știu până unde voi merge, dar mă tem că nu-mi vor ajunge zilele. Varvara, Varvara, bine ai venit, Dioscure. Mâncarea e gata, vrei să fii servit? Unde este Varvara? Unde s-a dus fata aceasta? Ei, s-o fi dus undeva, dar se întoarce repede. Ce s-a întâmplat? Varvara, un moment așteaptă, mă voi întoarce. Cleopatra, unde este Varvara? Varvara, s-a întors tatăl tău și te caută. Este foarte furios. Du-te, du-te și comportă-te ca și cum n-ai ști nimic. Varvara!
Varvara, dar unde e? Este în grădină. Vrei să mă duc să o chem? Nu, mă voi duce singur să o găsesc. Varvara, da, tată, spune-mi, ai poruncit meșterilor să construiască 3 ferestre în loc de 2? Da, tată, eu am poruncit să construiască și a treia fereastră, deoarece numărul 3 simbolizează Sfânta Treime. Sfânta Treime este o interpretare creștină, este vorba despre un singur Dumnezeu. Spune-mi, tu ce știi despre aceasta, ce legătură ai? Da, tată, Dumnezeu este unul, dar în 3 ipostasuri. Varvara, oprește-te, spune-mi ce legătură ai cu acestea. Este scris în Sfânta Scriptură, tată. Au spus-o profeții, au predicat-o apostolii care au trăit în preajma lui Hristos când era pe pământ și l-au văzut înălțându-se la cer, spunându-le că se va întoarce. Oprește-te, Varvara, oprește-te! Nu pot să te mai aud vorbind așa? Spune-mi, de ce ai întipărit crucea pe marmura aceea? Deoarece semnul Sfintei Cruci este semnul biruinței împotriva păcatului și al morții. Taci din gură, taci! Să nu te mai aud! N-aș fi putut crede niciodată că tocmai fata eparhului, care este prigonitorul creștinilor, este ea însăși o creștină. Ce jignire pentru un eparh! Ai grijă însă! Rușinea o vei plăti cu sângele tău. Sabia, sabia mea, unde este sabia mea? Varvara! Varvara, stai! Varvara! Ce se întâmplă de a alege așa? Ce ai? Ai văzut cumva o fată alergând pe aici? Ce s-a întâmplat? De ce alegi așa? Nu cumva ai văzut o fată trecând pe aici? Spune, eu sunt eparhul și îți voi tăia capul dacă nu-mi spui. Acolo am văzut-o.
Arată-mi exact unde ai văzut-o. Ia. Oile mele, ce s-a întâmplat cu oile mele? Vai, ce-am pățit! Varvara! Doamne, miluiește-mă! Varvara! M-a tot viat! Îl să-ți cear să te facă, Sandra! Pe Zeus, te voi omorâ! Iisuse Hristoase, tu ai biruit cu puterea dragostei și a jertfei. De atunci exemplul tău l-au urmat milioane de martiri. Hristoase al meu, toate pietrele pământului sunt strobite cu sângele martirilor tăi. Te rog, cu smerenie te rog, dacă este voia ta, primește lângă aceștia și dragostea și jertfa mea. Varvara! Da, tată, punule tată! Ori îți retragi cuvintele, ori vei muri chiar acum. Vorbește! Tată, te implor, încearcă să mă înțelegi. Nu pot să-L neg pe Hristos, Creatorul meu și al tău. Tată, crede și tu în Dumnezeu. Prostii, acum am să te omor. Nu, îți mai dau o șansă. Te voi duce la împărat. Haide să mergem. Dumnezeu cu tine, soră. Dumnezeu cu voi, surorile mele. Dumnezeule, dă-ne putere să răbdăm martiriul. Bine ai venit, eparhie. Respectele mele, împărate. Împărate, sunt foarte supărat și tulburat. Ce s-a întâmplat, eparhie? Împărate, fata mea, Varvara, este creștină. Creștină? Fata ta, Varvara? Ei, nu-i nimic, se va schimba, vrea, nu vrea. Am să vi-o predau. Eu am încercat din toate puterile să o schimb, dar nu am putut. A fost imposibil. Îți jur pe toți zeii noștri că trebuie să o chinui cu cele mai groaznice chinuri, încât să-l nege pe Nazarinan și să trăiască zeii noștri liniștiți. Liniștește-te, liniștește-te, eparhe. Comandante, să vină Varvara, fiica eparhului.
Care e Varvara? Eu sunt. Ridică-te, te cheamă împăratul. Aceasta este pentru tine, surioară. Haide să mergem. Binecuvântat să fie Dumnezeu surioarelor. Dumnezeu să fie cu tine. Aceasta este? Aceasta este, din păcate. Ai o fată frumoasă, eparhie. Și dacă are minte, nu o vom pedepsi. Ai auzit, Varvara? Ai auzit? Varvara, spune-mi, crezi în acest nazarinean care a fost atât de slab încât nu s-a putut salva nici pe el însuși când a fost răstignit pe cruce? Da, cred, fiindcă știu că el însuși a dorit aceasta. Cine a spus asta? Cine ți-a spus asta? A spus-o el însuși. A spus-o soarele când s-a întunecat, au spus-o pietrele când s-au crăpat, a spus-o pământul când s-a zguduit. Varvara, acum auzi vocea mea ca o melodie. Dar când mă voi înfuria, o vei auzi ca răcnetul leului. Nu este adevărat că a înviat nazarineanul, e o minciună. Dacă nu este adevărat, atunci de ce apostolii și ucenicii lui au fost martirizați, fiindcă l-au văzut? Dacă pentru adevăr moare greu cineva, dar mi-te pentru minciună. Nu, nu este fata mea. Nu, nu e fata mea. Nu, nazarineanule. Nu te vrem, nazarineanule. Du-te din lumea noastră, nazarineanule. Nu vrem legea ta, nazarineanule. Slavă zeilor mari! Slavă lui Zeus! Slavă Afroditei! Slavă lui Dionisos! La aceștia vreau să te închin, Varvara. Nu, nazarineanule. Nu, nu vreau să-mi iei pe Varvara. Slavă zeilor mari, slavă lui Zeus, slavă Afroditei și lui Dionisos. Dacă iubești viața, închină-te la zei chiar acum. Ați luat toate patimile și lucrurile rele și le-ați transformat în zei. Zeul băuturii, al războiului, zeul desfrânării, câte un zeu pentru fiecare patimă și răutate. Moarte, moarte Varvarei! Noi murim din dragoste pentru Dumnezeul nostru. Dar voi pentru zeii voștri vă purtați cu nedreptate față de oameni și îi omorâți. De aici se văd prefăcătoria și ipocrizia zeilor voștri. Să omor împărate? Suficient, e suficient pentru astăzi, eparhie. Sunt foarte obosit. Comandante, bag-o iar în închisoare. Copiii mei, sora Varvara a fost adusă împăratului chiar de tatăl ei. Să ne rugăm, copiii mei. Să ne rugăm lui Dumnezeu să-i dea putere să câștige cununa de martir pe care Hristos o dăruiește celor care îl iubesc mult. Vă rog, Varvara, fata eparhului, se află aici? Varvara? Ah, da, Varvara e aici. Ce face, e bine?
Ei, ce face? Bine, ce să facă? Așteaptă să moară. Dar tu cine ești? Eu sunt o prietenă de ei. Și ce caută prietena ei aici? Aș vrea să știu de ce o omorâți. Ce v-a făcut? A, ești foarte curioasă. Varvara va muri fiindcă este creștină. Și eu sunt creștină și eu vreau să mor împreună cu ea. Bravo, bravo, așteaptă, va veni și rândul tău. Facă-se. Tu ești Iuliana? Ești arestată. Ascultă, Varvara. Voi uita ce ai spus ieri și dacă vei merge cu mine la templu să te închini la zeii noștri, te voi duce la palat să fii soția mea. Ai auzit, Varvara? Pregătește-te! Să cânte muzica! Ești de acord, Varvara? Zeii voștri sunt făcuți de oameni, asemenea vouă. De aceea îi iubiți, ca să aveți conștiința curată. Dacă Hristos v-ar fi dat voie să faceți la fel, l-ați fi iubit și pe El. Nu, nu mă interesează propunerea voastră. Nerecunoscătoare, nu primești propunerea împăratului. Tunete și fulgere vor cădea peste capul tău. Pregătiți chinurile. Ce s-a întâmplat? Am prins încă o fată creștină. Iuliana, și tu aici? Mă bucur, Varvara, căci m-am învrednicit Dumnezeu și pe mine. Doamne, învrednicește-mă și pe mine să mor împreună cu Varvara. Ai auzit, eparhie? Ai auzit? Vrea să moară. Și Roma îi va face pe plac. Dacă vrea să moară, eu îi dau voie. Hristos este cel care îmi dă voie să mor, dar voi sunteți orbi și nu vedeți lumina Lui. Taci din gură, vei muri și tu. Dumnezeule, dă-mi putere să rezist chinurilor și să mă jertfesc pentru dragostea ta, așa cum și tu te-ai jertfit pentru noi. O, Doamne, dă-ne putere! Până când, Varvara, până când? Până când sângele martirilor va înmuia inimile voastre de piatră?
Trebuie să ne rugăm pentru amândouă surorile. Tu, Valentine, trebuie să mergi și să urmărești și să ne aduci vești. Da, părinte. Vai, împărate, vai! Ce s-a întâmplat iar? Ne-a făcut de râs în toată lumea. Varvara a rezistat tuturor chinurilor la care a fost supusă și a făcut de râs nu numai pe tatăl ei, dar și pe tine, împărate. M-a făcut de râs? M-a făcut de râs, a? Ani Varvara mă dropie să-mi ia fără. Dacă Varvara m-a făcut de râs, mâine o veți dezbrăca și o veți duce în piață, așa cum e, vânătă de lovituri. Cu lanțuri la mâini și la picioare și veți spune oamenii să o scuipe. După aceea îi veți tăia sânul. Du-te! Dumnezeule, tu care ești adevăratul împărat, tu care ești în ceruri, tu care trimiți ceața să învăluie pământul, împotrivește-le lor ca să nu mă rușineze. Varvara, dragostea ta a înmuiat multe inimi, multe suflete vin pe calea mântuirii. N-am să vă părăsesc. Mâine vă voi dărui coroana vieții pe care v-am promis-o. Ce s-a întâmplat? Minune, e o minune! Ce s-a întâmplat? Multe minuni s-au petrecut în închisoare. Rănile lor s-au vindecat și hainele lor sunt noi. Ești sigur? Da, împărate. Ce să facem acum? Zeii noștri. Da, zeii noștri le-au vindecat, de aceea trebuie să-i slăvim. Da, ai dreptate, Dioscure. Du-te, du-te și adu-le aici. Împăratul a poruncit să vă prezentați în fața lui.
Σωστά. Είναι καλά. Da, într-adevăr, v-ați vindecat. Acum, înțeleptul Leparch ne va explica fenomenul. Nu există niciun fenomen. Zeii noștri v-au vindecat, de aceea trebuie să le se închine. Ai auzit, Varvara? Trebuie să-l nești pe Nazarinean și să te închini zeilor. Hristos ne-a vindecat, împărate, și tot El ne-a îmbrăcat în haine albe. Poporul vede, crede și se mântuiește. Pe când împărații, nefericiții împărați, vor fi pedepsiți și omorâți. Și de ce Nazarineanul v-a îmbrăcat în haine albe? Deoarece astăzi avem o mare sărbătoare. Ai auzit, eparhie, ce a hotărât Nazarineanul? Nu. Astăzi nu veți sărbători, astăzi veți muri. Veți uda cu sângele vostru pământul. Vă voi tăia capetele. Să scopsume to kefali. A venit ziua și ceasul să mă răzbun pentru rușinea pe care mi-ai făcut-o. Nu-l voi lăsa pe călău să te omoare. Chiar eu te voi omorî cu mâinile mele. Copiii mei, noaptea s-a sfârșit, s-au uivit zorile. Ziua a început și soarele a ieșit să lumineze, alungând necredința din inimile oamenilor. Fraților, Varvara și Iuliana au fost trimise de împărat ca să fie ucise. Să îngenunchem și să ne rugăm la Dumnezeu, care i-a umilit pe marii stăpâni, ca să îngăduie nu sfârșitul vieții, ci slava acestui martiriu. Valentine, da, părinte, trebuie să le urmărești pe aceste sfinte pe drumul Golgotei și să ne dai de știre ca să adunăm sfintele moaște. Fie ele binecuvântate! Da, asta ne mai lipsea. Doamne Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, ajută-ne și dă-ne putere să îndurăm până la sfârșit. Nu ne lăsa să ne plecăm. Auzi rugăciunea roabei tale și, așa cum ai vindecat rănile mele, vindecă rănile tuturor oamenilor. Soră Iuliana, Domnul ne așteaptă. Ce s-a întâmplat? Nu ați auzit, nu ați auzit vocea Domnului. E sărbătoare mare.
Am ajuns, aici este locul de execuție. Comandante, dezleagă-le mâinile. Un moment, comandante. Eu însuși, tatăl ei, o voi omorâ cu mâinile mele.